Nu știu ce să zic, măi, oameni bune. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar vi s-a întâmplat vreodată să stați 3-4 ore să construiți un majestic om de zăpadă cu o sabie în mână și după aia să se anunțe la meteo că se încălzește? Băi, mi s-a topit tot omul de zăpadă, mă! Păi, lumină! Audi oricine ați fi și vreau să vă mulțumesc. Prieteni, nici nu m-am așteptat să primesc un feedback atât de pozitiv și să vă placă atât de mult primul episod din viața cu Ezio. Având în vedere că am stat undeva la 6 ore la editat, sunt foarte fericit că am meritat. Dacă cumva s-a întâmplat ca să nu vedeți acel clip, îl aveți aici lângă mine, foarte cald și foarte frumos, doar lăsați un click și îl puteți vedea. Am fost atât de fericit că nu am dat un mare fail cu acest clip, încât în noaptea în care postasem clipul, n-am putut să dorm. Stăteam și mă gândeam ce se va întâmpla a doua zi și ce comentarii o să găsesc pe clip ca un ucigaș în serie din ăla constipat. Vă întrebați ce-i cu aranjamentul? Eu nu mă întreb. Mie place bradul de Crăciun așa cum este, mai ales cu cei 3 prieteni de la Răsărit și s-a alăturat și Sfântul Graal. Sfântul Graal salută spectatorii. Da, v-a salutat. Atât meritați. Faza este că nu prea aș vrea să mut bradul ăsta, având în vedere că deja s-a dus Crăciunul de ceva vreme, fiindcă nu prea știu cu ce l-aș putea înlocui. Probabil că, nu știu, mi-aș lua o pisică persană. Timi. Sau cel mai probabil mi-aș lua un câine loial. Cine fute tot ce prinde tu? Tu? Asta cel mai probabil, bradul va rămâne acolo unde este, până voi găsi ceva mult mai interesant să vă arăt. Răsfoind nenumăratele pagini ale Google-ului, am stat și m-am gândit cât de mult știți voi, dragii mei abonați, despre piramide. Și nu piramidele astea. Mă, dar eu nu înțeleg, măi, de ce unii oameni sunt atât de obsedați de Illuminati? Adică, nu ați putea să vă gândiți așa în afara cutiei și să vă gândiți că această teorie a conspirației ar putea fi o conspirație? Adică, nu știu, cel mai probabil chestia asta a fost inventată de cineva ca să stârnească multă curiozitate și multe teorii din astea, creând o industrie din asta foarte, 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 foarte mare, pentru că cărțile despre Illuminati nu sunt gratis, oameni buni. Alea costă bani. Poate e o minciună, poate nu, poate e fake, ca și mimul Fuck her right in the pussy. Și asta mă face să mă întreb, oare lumea asta în care trăim noi este de fapt o minciună? Oare suntem noi o simulare pe calculator ca Sims 4? Poate că nu. Sau da? Piramidele despre care vom vorbi în acest clip, eu că sunt o piramidă. Sunt piramidele astea. Cred că tocmai mi-am găsit decorațiuni noi pentru emisiune. Stați așa o secundă. Piramidele, mari, vechi și frumoase, o atracție turistică foarte interesantă și costisitoare, care mai de mult erau acoperite în piatră de var de un alb strălucitor, însă se pare că cineva le-a mutat. Eu mă întreb ce ar putea să facă cineva cu 2 milioane de blocuri de piatră de var, adică, nu știu, nu exista OLX sau Ocazii pe vremea aia, cel mai probabil l-o dat pe 2 cămile și 3 curfe Thailand. Curfe? Curfe, mă! Cea mai mare enigmă legată de piramide, așa cum cred că și știți, este cum au fost construite, pentru că un singur bloc de piatră, unul normal, că erau blocuri anormal de grele, cântărea 2,5 tone. Singurul om care probabil putea să care astfel de greutăți ar fi fost Radu Valahu, numai nu cred că exista pe vremea aia. Și ca de obicei, ca la orice piramidă, apar din nou virginocologii de pe History Channel, care își bagă nasul spunând teorii legate de extraterestri Ioana Roman și chiloții lui Nicolas Cage.
tehnologia de vârf a acelor oameni din acea vreme consta în brandul lor. Adică în forța lor fizică. Vă dați seama, e nevoie de mulți oameni ca să muți 2 tone de piatră. Da, păi, 2 milioane de blocuri de piatră. Cea mai mare enigmă la construcția piramidelor consider eu că a fost transportul pietrei, având în vedere că cea mai apropiată carieră de piatră era la câțiva kilometri de respectivele piramide, iar pietrele trebuiau transportate pe Nil. Acum că v-am pus să vă întrebați multe alte chestii legate de piramide, urmează încă o chestie. Ce rol aveau de fapt piramidele? Că doar nu erau degeaba puse acolo. Credeți că ar fi murit atâția oameni ca să le construiască? Eu cred că nu. Pe lângă că aceste construcții erau foarte mari și foarte grele, piramidele astea mai au și tuneluri înăuntru. Aceste tunele erau de multe tipuri, adică unele duceau nicăieri, altele duceau în camera mormintelor unde erau faraoni, alte chestii, aur, ceea ce atrăgea foarte mult iubitorii de moaște și hoții de morminte. Ce părere am eu despre piramide? Păi eu le consider niște construcții demne de admirat și gândiți-vă un pic. Chiar și în ziua de azi ar fi o durere în cur să construim astfel de clădiri, dar păi pe vremea aia. Cât despre construcția piramidelor, eu consider că pe vremea aia, când oamenii trăiau pentru comunitate și nu pentru ei înșiși, probabil că și-au dezvoltat ei vreo tehnică ca să o construiască, o astfel de piramidă. Gândiți-vă doar. Și probabil că după ce au terminat de construi piramidele, aceste tehnici s-au uitat sau pur și simplu nu au mai fost folosite. Fiecare are câte o teorie mai credibilă sau incredibilă despre piramide, însă de asta suntem noi oameni, ca să nu cădem niciodată de acord cu ceilalți. Dacă v-a plăcut clipul, nu ezitați să dați un like acestui clip, să dați like paginii mele de Facebook, să mă urmăriți pe Google Plus dacă vreți și să mă urmăriți de acum pe Instagram. Dacă vrei să fii la curent cu absolut tot ce postez eu, nu uita să apeși butonul roșu de aici, butonul de subscribe, care este roșu ca un fund de babuin. Probabil nu trebuia să fac această comparație, probabil acum nu o să mai apăsați pe buton, dar sigur o să apăsați pe acest buton. Cam atât a fost din acest episod din Zapi TV. Eu sunt gazda voastră Marius și ne vedem data viitoare. Fiți cu noi! Salut!